Noi avem simbolul crucii în orice. Nu există ceva în care în ortodoxie să nu existe simbolul crucii. Da. Totul începe cu simbolul crucii. Și taina botezului, și taina mirungerii, și taina afundării, și taina hirotoniei, și taina pocăinței, și taina căsătoriei. Toate sunt obligate, toate încep cu în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și nu-i de la mine. În Deuteronom scrie negru pe alb. Cred că e capitolul 13 sau 9, aici uit tot timpul și doar am zis că mă uit odată. Să ai semnul Domnului pe fruntea ta, pe pieptul tău, pe dreapta ta. Deci e tau acela al crucii, dar cu ei n-ai ce să vorbești. Dacă ei sunt dirijați, acum au mai făcut americanii un efort. Și le-au pus sateliți. Eu sunt, de unde m-am născut eu, centru de greutate al pentecostalismului în Suceava, este declarat Comuna Vicovu de Sus. Acolo sunt vreo trei case de adunare, cele mai puternice, deși sunt și 4, 5, 6 biserici, pentru că Bucovina e mai materialistă, aș folosi expresia, și omul primește și în timpul lui Ceaușescu, mai primeau bănuți, cafea, chent, daruri, mă rog, erau ajutorări. Mulți s-au dus pentru acest lucru și au făcut pasul. Nu neapărat că ei cred sau că nu cred sau că sunt convinși sau că sunt neconvinși, nu le judec doctrina, nu mă interesează. Dar le-au făcut antene satelit și nu-i mai lasă pe țară noi să transmită ei predici de-a lor de-astea borhot ieftin. Au profesorilor de predică, de cateheză, oameni pregătiți în institutele astea teologice pentecostale și aia le transmit predica prin satelit și ei doar ascultă stând frumos în scaune, cum stai la biserică și privesc predica, învățătura pe ecran. Pentru că ce se întâmplă? Zona aceasta de unde vin ei a fost o zonă foarte influentă a ceea ce numim noi Oastea Domnului. Oastea Domnului era o grupare în timpul comunismului, tot la umbra bisericii, unde oameni foarte, foarte, foarte evlavioși, era și în satul meu așa ceva, nu-i ceva ce nu știu sau n-am văzut, se adunau oamenii cei mai evlavioși, începeau să devină buni praviliști, buni bisericași, adică duminică de duminică la biserică, posteau posturile și mie mi se datorează lucrul ăsta, tot datorită unei femei de astea credincioase, care a murit monahie la 96 de ani, Maica Veronica, la vremea când eu m-am încreștinat, nu că m-am încreștinat, și bunicii mei au fost credincioși, dar femeia asta era șmecheră, ne chema la ea și spunea, nu citești și mie din cartea asta, că eu nu văd. Și citeam și spunea, dar explică-mi că n-am înțeles. De-aia, de fapt, ne puneam să explicăm ca să înțelegem noi. Da. Și așa, de exemplu, când eram în clasa a patra, pentru prima oară, am ascultat și eu istorioara cu Sfântul Antonie, cu cojocul, cu sticluțile, cu Sfânta Teodora din Alexandria, care, de fapt, era femeie și era transformată în bărbat și stătea într-o mănăstire de călugări, de Sfânta Teodora de la Sihla, multe chestiuni frumoase, toate de la ele știam, de Vovadis, de Fabiola, de Cămașa lui Hristos, toate de la ele am citit, Mântuirea Păcătoșilor, ea avea tot timpul cărți, de unde făcea rost, nu știu, dar era o femeie foarte evlavioasă. Și se strângeau oamenii, făceau grupuri din astea de rugăciune, și acolo se rugau, se închinau, erau foarte spoveditori, postitori, se împărtășeau și devenise la un moment dat o punte foarte bună pentru sectari. Deci, la un moment dat, când dracul nu doarme, ce făcuse? Începuse că preotul nu a predicat bine, că preotul nu a făcut nu știu cum, că preotul a greșit nu știu ce. Și ușor, ușor, care erau mai ambițioși, făceau pasul la sectă. Și în felul acesta, această zonă a Vicovului a gustat, această a Vicovului de sus, bivolărie, centru, est, cum îi spunem noi, au acolo niște, una se cheamă Casa Pâinii sau Betleemului și una se cheamă Casa Nazaretului sau nu știu cum, da, băgați milioane de euro, veniți bani din Occident, niște cu amfiteatri, cu săli de sport, nu e ceva la nivel, adică cum să spun, și omul când vede se atrage, plus că au cateheză, au oră de vară, împart cărți, împart materiale, împart Biblie, adică ei se țin, nu se joacă și pântea capără, muncesc,
Eu am avut o rudă cu care eram la stână și el tot îmi spunea mie, tot așa se lega de semnul crucii, că ăsta e un semn tâlhăresc. Tâlhărești tu, băi, că ai furat Biblia. Ce treabă ai tu dacă n-ai treabă cu biserica? Ce citești din Biblie? Așa îl luam tot timpul, că nu știam prea multe detalii, dar știam cum să-l înțep, să-l oftic. Dar fără cruce, ortodoxia este ca un vapor fără catarg. Curge în derivă. Ce, Ilie Miniatu spune, nu o spune eu, o spune Evanghelia lui Hristos. Ce este pomul vieții în mijlocul raiului, este crucea în mijlocul pământului. Mântuire ai făcut în mijlocul pământului, n-am spus-o eu. Uh-huh. Și în momentul în care Hristos își alege ca masă de jertfă crucea, care are ce? Niște semnificații, nu-i la întâmplare. Să nu credeți că elementul cruce a fost ales așa, că am auzit odată un țăcănit de ăsta. Părinte, dar dacă Hristos murea împușcat cu un pistol? Eu știu, zic, putea să moară împușcat și cu un pistol, dar nu era pistol pe vremea aia. Adică vrea să arate că cinstim pistolul. Dacă îi dădea cineva cu un topor în cap, cinsteam toporul. Dacă cineva îi dădea cu măciuc în cap, cinsteam măciuca. Zic, dar dacă nu erai tu prost, nu erai om deștept? Dacă crucea e prevăzut încă din Vechiul Testament și este o umbră celor viitoare și noi, nimeni să nu vă vinească de cele vechi, că sunt o umbră celor noi, de ce vii tu să-mi aduci mie pe dacă, dacă, dacă? Tu ia ce scrie în Sfânta Scriptură, că n-am inventat-o eu. Sfânta Scriptură spune Sfântul Grigori de Nisa, Maxim Mărturisitorul și Vasilii cel Mare, nu o spun eu. Duhul Sfânt dicta și Moise scria, pentru că noi n-am avut Scriptură de când nu s-a creat Adam. 3500 de ani s-a mers pe legea conștiinței, fapta bună, fapta rea, binele și răul, morala. Iar cu 1500 de ani înainte de Hristos, Moise scrie primele 5 cărți ale Sfintei Scripturi. Păi la câte detalii sunt acolo dacă nu era Duhul Sfânt? Unde avea să știe Moise toate detaliile și toate amănuntele dacă n-ar fi fost dictate de la Duhul Sfânt? Numai prin asta îți dai seama că ai inepții când te apuci să comentezi textul Sfintei Scripturi. Deci e ceva care e inaberant, nici nu merită să discutăm. Iar acolo este scris umbros totul despre cruce. Tot e semnificat. Și în momentul în care Iisus alege crucea și se răstihnește pe ea, nu o face întâmplător. Crucea are un vârf în pământ. Ce înseamnă? Că din pământ este făcut omul. Crucea are un vârf în cer. Ce înseamnă? Că sufletul omului care vine din cer trebuie să se întoarcă în cer. Ce înseamnă această axă verticală a crucii? Calea, adevărul și viața care duce la Dumnezeu. Calea trebuie să fie dreaptă, luminează înaintea mea calea ta, legea ta, cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și poruncile tale îmi vor ajuta mie. Fericită este calea pe care merge azi suflete. Psalme, dar trebuie citit, dacă ei citesc numai 3 paragrafe ca la circulație și spun ce vor ei, nu-i poate nimeni a contesta. Și apoi brațul vertical, care ce înseamnă? Abaterea în stânga, care te poate duce la foarte multe rele și atunci te întinzi pe pământ și pierzi cerul. Sau partea dreaptă, mergerea în dreapta, care te poate aduce înapoi la verticală. De ce? Pentru că psalmistul spune, văzut am pe Domnul de-a dreapta, că am veac să nu mă clatin, adică să nu schimb lucrul meu. Și ce spune psalmul 1? Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor, în calea păcătoșilor n-a șezut și pe scaunul hulitorilor n-a șezut. Deci nu trebuie să ne deranjăm. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, dar eu știu că am un singur lucru, calea, adevărul și viața. Iar Iisus ne-a arătat clar, El a folosit termenul de cruce, nu noi. Cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să mă urmeze mie. Și o să vă puneți întrebarea, de ce crucea sa? De ce nu putea veni fără cruce? Pe mata te poate găsi căsătorită când te întorci la credință. E o formă a crucii. Pe altul poate găsi văduv. E o formă a crucii. Pe altul poate găsi în feciorie, celib. Pe altul poate găsi bolnav în pat. Pe altul poate găsi în închisoare. Sunt niște cruci. Niște cruci care nu noi ni le asumăm, viața ni le oferă. Dar când le luăm și mergem în urma lui Hristos, ele nu fac altceva decât cum? Am un...
Am un stoc de fân. Hai să luăm un element simplu, pentru că am lucrat în agricultură și mi se pare mai plastică comparația. Eu pot să desfac toate paiele din stocul ăla și să le pun una câte una și să le dau foc la fiecare în parte să ardă. Dar pot da foc la tot stocul odată. Și mă uit la o pară mare care se duce în sus. Ei, așa e și în ale credinței. Toți venim cu licările noastre de lumină mici, cu licuricii noștri de viață creștină. Unul cu o zi de post, unul cu un Tatăl nostru, unul cu șapte împărate ceresc, unul cu un mers la biserică, unul cu un spovedit, unul cu un împărtășit. Dar în întunericul păcatului noi sclipim așa ca licuricii prin pădure. Dar când i-ai pus pe toți grămadă și i-ai dus sub crucea lui Hristos, ai făcut o lumină puternică. Și ce spune Hristos despre această lumină? El să-l întrebăm. Eu sunt lumina lumii. Dacă cineva nu umblă în întuneric, nu știe unde merge.